Ești un om curios și vrei să fii mereu informat. Știu ce ți place ție găsești pe Alef News, noul tău canal de știri. Traian Berbeceanu este noul prefect al capitalei. Controversatul polițist a fost până ieri consilierul lui Vela de la interne. Pe asta o știai? Ministrul Finanțelor Florin Cîțuță anunță lansarea unui program pilot de e-facturare care va aduce la buget 20 de miliarde de lei. Asta cum ți se pare? Să știi că UDMR a depus liste de candidați la alegerile parlamentare în toate județele țării, dar și pentru străinătate. Găsește Alef News pe ultima poziție în grila de programe RCS-RDS.